Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Astăzi facem această citire pentru cei dintre voi care sunt singuri sau în căutarea iubirii și pentru voi avem grupul 1, iar pentru cei dintre voi care sunt într-o conexiune sau sunt interesați de cineva anume, avem grupul 2. Așadar, grupul 1, Tarotul Cărții Umbrelor, volumul 2, grupul 2, Tarotul Păgân, vă rog, alegeți cu ajutorul intuiției voastre, vom folosi de asemenea și niște oracole, găsiți toate aceste seturi de tarot, oracole, citiri private, cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia pe site-ul www.taroterapia.ro. Vă rog să luați de aici doar ceea ce simțiți voi că se potrivește și contează momentul în care ascultați acest mesaj. Să începem! Grupul 1, cei dintre voi care sunt singuri sau în căutarea iubirii, cei dintre voi care au ales acest tarot, Tarotul Cărții Umbrelor, volumul 2, vom folosi de asemenea și acest oracol pentru citirea voastră. Cine sau ce vine către tine, ascultătorule, în perioada următoare? Pare că ai avea de făcut o călătorie. Pentru unii dintre voi, călătoria asta are legătură cu o anumită casă, cu un anumit imobil. Sau vorbiți cu cineva apropiat în legătură cu o nouă investiție sau cu îmbunătățirea unui imobil existent. Vorbim de asemenea despre o casă mai mare, o casă mai încăpătoare, o casă în care pot locui cel puțin două persoane care dezvoltă o legătură specială. Îndrăgostiții ar putea anunța pentru o parte dintre voi apariția unei persoane care să conteze în viața voastră. Vorbim de asemenea despre o apariție neașteptată sau o apariție destul de rapidă într-o perioadă în care probabil speranțele voastre despre o relație nouă, potrivită, nu mai erau foarte mari. Haideți să vedem mai departe. Pare că tu, ascultătorule, ai nevoie în perioada următoare să fii ceva mai atent la ceea ce ai realizat deja, la ceea ce ai obținut deja. E ca și cum ai fost atât de ocupat sau ocupată cu lucrurile pe care le faci zi de zi, încât parcă n-ai reușit să observi sau să sărbătorești ceva important. E ca și cum ai ajuns la împlinirea unui țel și ai trecut foarte ușor pe lângă acea realizare. Ai reușit să rezolvi ceva foarte greu. Ai împlinit ceva la care munceai de foarte multă vreme. E ca și cum tu, ascultătorule, încă nu ți-ai oferit suficientă recunoștință. Încă te uiți cumva de departe la realizările tale, dar fără să te iei în brațe în legătură cu ceea ce reușești să faci. E ca și cum cei din jurul tău observă că tu ai foarte mult efort depus în foarte multe proiecte, dar observă de asemenea că parcă nu reușești să te bucuri prea mult de rezultat, parcă ești într-o fugă continuă. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Pentru o parte dintre voi, persoana nouă, interesantă, care ar putea să intre în viața voastră, s-ar putea să aibă legătură cu locul vostru de muncă, s-ar putea să aibă legătură cu școala, studiile, un fost coleg, un fost coleg de serviciu, un fost coleg de facultate, un fost coleg de liceu. S-ar putea ca cineva să intre din nou în viața ta, ascultătorule, să te caute din nou. Și nu vorbim neapărat despre un fost partener, ci pare să fie o persoană care te-a apreciat
te-a plăcut foarte multă vreme. O persoană care probabil a mers pe drumul ei o perioadă, o persoană care poate și-a făcut familia ei. Ceea ce se vede aici are legătură cu a strânge oamenii în jurul tău, ascultătorule, și a te bucura împreună cu ei, a te bucura de rezultatele tale, a te bucura de voința ta, da, de eforturile tale, de ceea ce tu faci, dar mai ales de ceea ce ești. Ceea ce mai apare aici, de asemenea, este o invitație la un eveniment, fie că acest eveniment are legătură cu niște cunoștințe, prieteni, fie că este un eveniment care are legătură cu partea profesională. Pentru unii dintre voi, întâlnirea cu această persoană se poate întâmpla în cadrul unui eveniment, da? O ieșire, o petrecere, o masă, aniversarea cuiva, poate o aniversare a firmei și așa mai departe. Avem aici pe cineva în fecioară, săgetător, rac, pe cineva în taur sau pe cineva în gemeni. Haideți să vedem mai departe. O parte dintre voi s-ar putea să primească o serie de telefoane, mai multe mesaje din partea unei persoane dintr-un semn de apă sau o persoană ceva mai tânără. De asemenea, simt că există posibilitatea ca un fost partener să înceapă să te complimenteze, ascultătorule. Observ că vorbim despre cineva care se uită foarte mult la propriul chip. Adică este cineva care s-a pus pe sine în centrul acțiunii mai mereu și parcă această persoană, fiind acum dezamăgită de ceea ce se întâmplă în viața sa, s-ar întoarce către tine căutând ceva alinare. Atitudinea ta pare să fie această atitudine a Arcanei 13, adică s-ar putea să ascult ce ai de spus, dar s-ar putea să nu mă mai intereseze pentru că pentru mine capitolul este încheiat. Vedeți cum rezonează cu voi? Mai avem aici pe cineva din Scorpion. Haideți să aflăm și alte detalii. Oare ce ai de făcut, ascultătorule, în perioada următoare? Pentru că vorbim aici despre o planificare foarte bună. Vorbim despre a face echipă bună cu cineva. Vorbim despre a te lansa în ceva nou, ceva pentru care tu capeți o idee foarte bună, te simți foarte inspirat sau foarte inspirată. O ieșire cu cineva nou s-ar putea să contribuie de asemenea la dezvoltarea acestor idei care ție ți vin, da? Sunt niște idei foarte productive, fie că ele au legătură cu un proiect existent, fie că au legătură cu ceva nou, fie că vorbim despre ceva în paralel cu activitatea pe care tu o ai astăzi, pare că se deschide un soi de poartă și se deschide destul de larg, astfel încât tu poți începe să creezi și ceva care ție ți aduce multă valoare. Haideți să vedem mai departe ce sau cine vine către tine în perioada următoare, ascultătorule. Trecem la acest oracol. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să aveți un mesaj de la un amic sau o amică cu care cam răciserăți raportul în ultima perioadă, cineva care v-a supărat, cineva care v-a dezamăgit sau cineva de la distanță care nu prea mai dădea semne de viață. S-ar putea să aveți parte de această întoarcere în viața voastră. Iată aici o persoană sportivă, o persoană care e pasionată de tenis sau cineva care se îmbracă destul de frecvent în alb. Mai vorbim de asemenea despre o noutate de la cineva care pierde niște bani sau pierde un proces. Haideți să explorăm în continuare. Pentru unii dintre voi, persoana nouă care apare s-ar putea să fie divorțată sau s-ar putea să fie cineva văduv. Iată, avem și varianta feminină și varianta masculină acestui aspect.
O persoană fidelă, o persoană destul de vorbăreață, cineva care ar putea avea legătură cu domeniul sănătății pentru o parte dintre voi. Iată și pe cineva care trăiește într-un alt oraș sau într-o altă țară și care are ceva intenții în legătură cu tine, ascultătorule. Haideți să vedem despre ce este vorba. Cineva de la distanță s-ar putea să-și mărturisească pasiunea față de tine. Haideți să vedem câteva cifre. 5, 15, 25, 11, 1, 31 sau 21. 4, 24 sau 14, 9, 19 sau 29. Mai apar aici următoarele inițiale: litera R, litera T, litera E, litera S, litera A, litera G, litera H sau litera I. Cineva care își recapătă speranța după o perioadă de pesimism sau după o perioadă de declin în plan sentimental. Iată fiorii iubirii și niște vești bune care vin după o perioadă de agitație. Un cadou, o surpriză, dar și o propunere de afacere, de afaceri care ar putea veni împreună cu o propunere romantică. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care sunt într-o conexiune sau sunt interesați de cineva anume, ce ar putea să apară între tine și această persoană care te interesează în perioada următoare. Vom folosi și acest oracol. Haideți să vedem ce apare. Cineva parcă s-ar grăbi să stingă focul. Cineva acționează de urgență după o perioadă în care a rămas neclintit. Oare despre ce să fie vorba? Vorbim aici de asemenea despre cineva care primește un mesaj, cineva care citește ceva și este cuprins de îngrijorare. Cineva s-ar putea să acționeze în perioada următoare pentru că altfel flăcările vor cuprinde întreg edificiul. Cineva se duce chiar să ceară ajutor specializat, se duce să se consulte cu persoane mai în vârstă sau cu persoane cu experiență, cu persoane specializate, chiar pe probleme de cuplu, simt. Vorbim aici despre o persoană care s-a săturat de orbirea sa, s-a săturat de neputința sa. Iată această strângere de mâini, da? Care poate salva, de fapt, această persoană de la un soi de autoizolare, o persoană care parcă s-a cam pedepsit. Dar e posibil să fi pedepsit și această relație, această conexiune. Adică cineva care cade destul de mult în interiorul său și care nu mai acordă atenție partenerului. Partenerul simte că ceva se întâmplă, pune întrebările și răspunsurile sunt monosilabice. Răspunsurile sunt ceva de genul, nu se întâmplă nimic, lasă-mă în pace, da? E ca și cum tu ai putea să simți, ascultătorule, din tonul acestei persoane, din atitudinea sa, din comportamentul său, că ceva nu este în regulă, dar această persoană parcă refuză să-ți spună ce anume a supărat-o, ce anume s-a întâmplat aici și de ce acum au apărut aceste flăcări. Haideți să obținem ceva mai multe detalii.
acestei persoane pare că nu i-a convenit o anumită decizie pe care tu, ascultătorule, ai luat-o. E ca și cum nu te-ai consultat. Persoana asta s-ar fi așteptat să te consulți direct cu el sau cu ea. E, tu te-ai dus și ai luat decizia asta în tăcere, da? Într-o noapte cu lună plină. Sau pur și simplu ai stat în singurătate, da, și ai ajuns la o anumită concluzie, persoana spune, eu nu am fost băgat sau băgată în seamă, da, și cam asta încearcă să-ți transmită prin această atitudine. Interesant că, iată, vorbim despre a alege o anumită cale, vorbim de asemenea despre cineva care te privește în toată splendoarea ta, cineva care te vede ca fiind foarte atractiv sau atractivă, cineva care consideră că te-ai îmbrăcat cu niște haine prea lungi, prea groase, că nu te-ai mai expus la fel de mult sau că nu i-ai mai dăruit tandrețe așa cum o făceai până acum. Această persoană pare să se întrebe dacă există o anumită cale nouă pentru tine, mai ales în plan profesional, sau dacă există cineva care îți face ochi dulci pe undeva pe la serviciu. Așadar, simt că există și o mare curiozitate în energia acestei persoane, dincolo de această atitudine de sunt supărat, dar ghicește tu ce am, că eu n-am de gând să-ți spun deocamdată. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Avem până acum pe cineva din Vărsător, Berbec, Leu, Taur, Fecioară, Balanță, Capricorn. Sau de asemenea mai văd aici pe cineva în Scorpion. Iată o persoană care dă telefoane, iată pe cineva care face ceva progrese în plan profesional. Când lucrurile trebuiau să meargă înainte cu viteză, tu ai decis să-ți iei o pauză de la condus, să te oprești, da, și să te gândești la ceva. Și această persoană vine și te întreabă la un moment dat, bun, dar ce-i cu toată această pauză, ce-i cu întârzierea, dar ce te-a apucat să te oprești aman acum? Și e ca și cum tu, la rândul tău, nu prea ai chef să împărtășești prea multe. Fiecare dintre voi parcă așteaptă de la celălalt să deschidă acel subiect important. Haideți să vedem mai departe. Avem date de naștere care conțin cifra 2, cifra 6, cifra 4, cifra 5, cifra 8 sau cifra 9. Ce ar putea să apară între voi doi în perioada următoare? Pentru o parte dintre voi avem un acord, avem o discuție care calmează lucrurile. Avem o victorie a cuplului, un cuplu care trece peste chestii mici, peste bârfe sau peste intrigi sau peste acele certuri, da, care au legătură cu viața de zi cu zi, așadar un viitor care anunță o bucurie în această conexiune. Haideți să vedem mai departe. Cineva are un vis deosebit în legătură cu partenerul, din nou aceste noutăți în plan profesional la serviciu, o întâlnire cu persoana dragă, o întâlnire mult așteptată cu persoana dragă. Iată, apare și energia masculină care face o călătorie, energia masculină cuprinsă de gelozie, care ar vrea să vadă anumite mesaje din telefonul tău. Energia masculină care parcă pleacă la drum și vine către tine mai devreme decât ar fi planificat inițial, pentru că nu-și dorește să fie înlocuită. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!